Potrivit datelor primite de la inspectorul școlar de resurse umane, Viorel Lungu, cei mai nemulțumiți de note par a fi învățătorii, care au depus în total 11 contestații. Urmează în topul nemulțumiților educatoarele cu 9 contestații și profesorii de limba engleză cu 8 contestații. 6 contestații au depus profesorii de geografie, iar învățătorii maghiari 5. La celelalte discipline au fost înregistrate cel mult câte 3 contestații. Lucrările vizate sunt trimise în centrele de evaluare pentru a fi recorectate. Rezultatele finale în urma soluționării contestațiilor vor fi afișate în centrele de examen și la inspectoratul școlar vineri 10 august. Luni 13 august, candidații care au obținut cel puțin nota 7 vor putea participa la ședințele publice de repartizare pe cele 104 posturi de titulari vacante în acest moment în unitățile de învățământ preuniversitar din Sălaj.